Nume: Medelean Vasiliu. Prenume: Melania Iulia. Magda. Locul și data nașterii: 19 iulie 1978, București. București, 24 aprilie 75. Salutați-vă între voi. Servus, Magdici. Bună, Mel. Ai zis ceva drăguț de mine? Căsătorite, copii? Sunt bine. Căsătorită, un băiețel. Unde și când ați debutat la TV? 35 minus 16. Acum foarte multă vreme, la Amerong TV. În 1999, la TVR, prezentam Vremea. Cu ce vă ocupați în prezent? Curăț ograda de burlieni, cultiv roșii și ardei și castraveți, în timpul liber predau dicție și în weekend mă joc la televizor. Prezint știri la Prima TV. Focus, vă uitați de la ora 18. Pot să mai zic că mai am, mai fac și dar suntem în vacanță. Când nu suntem în vacanță, mă joc cu copiii. Care este cea mai bună televiziune din România? Viasat History. Prima TV, evident. Alegeți între mare sau munte? Mare. Munte. Muzică sau știri? Muzică. Muzică. Muzica știrilor. Antene sau pro? Eu sunt întotdeauna pro. Pro? Pro. Dezbrăcatul sau Mișu? Chiar trebuie să aleg? Nu pot să aleg. Mișu, că știu de mai multă vreme. Pop sau rock? Pop rock. Sunteți gospodine? Normal. Câteodată, da. Cât costă un kilogram de țelină? Îmi iau țelina direct din curte, nu știu. Habar n-am. Ce gătiți cel mai des? Mă gătesc de obicei cu câte o rochiță. Ce gătesc cel mai des? Brânză cu roșii. Supă pentru băiețelul meu. Ultimul film văzut? Viața lui Pi, poate? Nu mi-amintesc, pentru că de când eram pe cel mic n-am mai văzut un film cap-coadă. Ultima carte citită? Oscar și Tanti Roz. Nu pot să spun. Sunt niște rețete pentru bebeluși. Ce hobby-uri aveți? Joc șah. Îmi place mult să restaurez mobilă, să pictez, să stau mult cu animale, înconjurate de cât mai multe animale. Alături de care personalitate ați dorit cel mai mult să lucrați în televiziune? Mi-ar plăcea să fac interviuri cu Leonard Cohen. Să fie comoderator, să fie să stăm așa câte o oră, o dată pe săptămână și să povestească. Se pune la lucrat alături de? Nu știu, Jerry Springer, probabil. Ce cuvânt vă vine în minte atunci când auziți de Radu Mazăre? Mama mea m-a învățat că nu e frumos să vorbești despre oameni în absența lor. Mazăre cu pui, bunica o făcea foarte bună. Traian Băsescu. Idem. Șuvița. Deși a dispărut de mult, dar de multe ori mă gândesc la el și mi-l imaginez din nou cu șuviță. Dan Voiculescu. La fel. Felix. Mircea Badea. Ba chiar mai mult de atât. Haios. Cătălin Botezatu. Se poate, domnule. Puteți alegeți alte nume. Elegant. Întrebare pentru Melania. Crezi că mai ai nevoie de un laptop la știri în direct? Măcar un iPad? Întrebare pentru Magda. Care a fost cel mai haios lucru pe care ți l-a spus puștul tău de ai râs în hohote? Am râs în hohote când în loc de dobitoc a spus bidicoc, în timp ce eu conduceam. V-ați plătit impozitele? Normal. Sper că n-am uitat, da, cred că da. Unde ați mers în ultima vacanță? Kenya. În Tasos, în Grecia. Și Thailanda, lipite. Cultură generală. Se presupune că avem, nu? Cine a fost primul patron al realității TV? Asta ar fi chiar culmea să nu știu, serios. Domnul Prigoană. Prigoană? Răspuns corect, Silviu Prigoană. Cea mai cunoscută prezentatoare TV din lume și totodată cea mai bogată femeie de culoare. Cum, nu e Andreea Esca? Oprah? Oprah Winfrey. Răspuns corect, Oprah Gail Winfrey. Salutări pentru bebelușe. Servus bebelușelor, v-ați făcut mari? Sunteți super tari, drăguțe. Salutări pentru cârcotași. Băi, voi să nu carele cumva să vă faceți mari. Vă iubesc, pe toți, mai ales pe dezbrăcat.